Dacă meciul al patrulea a fost fără Constanțeni, de această dată avem din nou un Constanțean în ring, la fel ca și la primele trei lupte ale galei Urban Legend 3. A fost deja prezentat publicului Sergiu Diaconu din Pitești, care va activa în colțul albastru. În colțul roșu, adversarul său este un Constanțean, Denis Derviș de la Taichido Ryu Constanța. Iată-l urcă în ring, înfășurat în tricolorul României. Vă reamintesc că gala Urban Legend 3 are loc vineri, 1 decembrie 2017, zi în care se împlinesc 99 de ani de la unirea, Marea Unire de la Alba Iulia din 1918. Ne pregătim de începerea primei runde. Meciul dintre Sergiu Diaconu și Denis Derviș are loc la categoria 85 de kilograme. Am crescut din nou greutatea sportivilor cu încă 10 kilograme față de duelul dunărean de mai devreme, duelul dintre Necoară și Mardar. Primul meci cu o decizie sub semnul întrebării. În opinia mea, meciul fusese câștigat de Necoară, la fel a spus și o bună parte a publicului spectator, însă arbitrii judecători sunt specialiști și au decis că Mardar l-a învins pe Necoară. Trecem la meciul al cincilea. Denis Derviș, în short de culoare roșie, îl întâlnește pe piteștianul Sergiu Diaconu. Short de culoare neagră, mai înalt Derviș, iată-l în dreapta și lovitură primită în genunchi, cu toate că arbitrul i-a atenționat să nu lovească în articulații. Nemulțumit Diaconu de faptul că a fost lovit în genunchi. Iată lovituri de picior ale lui Denis Derviș, care beneficiază și de o alânjă superioară. Diaconu în dificultate, iată-l replicând. Însă Derviș luptă foarte bine Constanțeanul. Este un luptător pe care iubitorii artelor marțiale l-au putut vedea și în cele două precedente gale Urban Legend. De fiecare dată a terminat învingător, vă voi oferi detalii în pauza acestui meci. Iată ce bine lovește! Probleme mari pentru Diaconu, care încearcă să replice, însă prima repriză a pierdut-o cu siguranță. Să vedem dacă va izbuti să termine meciul în picioare sau va fi făcut knockout. A fost din nou o directă care a penetrat garda lui Diaconu. Rezistă însă bine. O bilă albă pentru Sergiu Diaconu. A încasat foarte multe lovituri, dar iată-l în care energie pentru un forcing de final de repriză. O repriză care însă i-a aparținut clar constanțeanului Denis Derviș. În gala Urban Legend 1, Denis Derviș a obținut o victorie prin knockout în repriza a treia în fața lui Marian Simion de la Atomic Fighter Cernavodă. De asemenea, Derviș a luptat și în Urban Legend 2. Din nou victorie înainte de limită, abandon în repriza a doua în disputa cu Alexandru Veisel de la Giodan Kickboxing Constanța. În imagine, iată-l pe sportivul antrenat de Marcel Ilașcu în dreapta acestei imagini. Este Ilașcu. Taichido Ryu Constanța are numai puțin de 6 luptători în această gală, de departe cei mai mulți dintre toate cluburile participante. Începe repriza a doua și ultima. Vă repet,
suntem în undercard, doar două reprize a câte două minute au meciurile din undercard. Foarte bine a început Sergiu Diaconu, iată-l asaltându-l la propriu pe Derviș, care a încasat mai multe lovituri. Se face pachet Derviș și contraatacă acum. O lovitură de picior înaltă care a vizat ficatul și iată-l pe Derviș la podea. Nu din pumn însă, consideră arbitrul de ring, și s-a împiedicat. Iată, Derviș știe să-și fructifice foarte bine alonja superioară, lovește foarte bine cu brațul stâng. Aruncă acum și croșeul de dreapta, este în colț Diaconu, Derviș! Se oprește din avalanșa de lovituri. Diaconu cred că nu mai are decât șansa unui knockout. După ce a pierdut clar prima repriză, acum a luptat bine în a doua, dar n-aș spune că o controlează. Acum parcă a fost și pump sau lovitură de picior. Înainte de căderea lui Derviș, nu a fost nevoie însă de numărătoarea arbitrului. Un meci foarte frumos între doi fighteri, doi bataiori, cum se spune la box. Iată ce final de meci reușește sportivul piteștean. În dificultate Denis Derviș, salvat de clopoțel, cum se spune, însă mi-am schimbat părerea, e posibil ca această repriză să-i fie dată lui Sergiu Diaconu de către arbitrii judecători și să vedem extra round. Așteptăm să vedem ce îi se comunică arbitrului de ring. Nevoie de un extra round pentru a decide acest meci. Haideți să-i încurajăm pe cei doi sportivi și să aplaudăm. Confirmă și crainicul acestei gale. Noi revedem căderea lui Denis Derviș, care mie mi s-a părut a fi din picior, și iată ce final a reușit sportivul piteștean. O avalanșă de pumni încasați de Constanțeanul nostru, care trebuie să-și revină pentru a câștiga meciul cu un sportiv despre care, cum se spune, dacă nu-l lași să moară, el nu te lasă să trăiești. Denis Derviș, la adăpostul unei prime reprize câștigate, nu a forțat în a doua și iată-l nevoit să lupte într-un extra round, runda decisivă la categoria 85 de kilograme. Să vedem, se pare că sunt ceva probleme. Pare să fie accidentat Constanțeanul, incapabil să lupte în repriza decisivă. Așadar, decizia va fi învingător prin abandon pentru Denis Derviș. Este prima înfrângere în galele Urban Legend după două victorii înainte de limită. Iată-l cedând la rândul său prin abandon. Haideți să-i aplaudăm pe sportiv. Da, accidentat la picior, din câte îmi dau seama. Învingător prin abandon în colțul albastru, Sergiu Diaconu. Aplauze și pentru Denis Derviș. Așadar, victorie prin abandon înainte de repriza a treia, înainte de extra round. Victorie pentru Sergiu Diaconu, care este rechemat în ring pentru a primi cupa cuvenită câștigătorului. Vă reamintesc că sponsorii și organizatorii oferă sportivilor
O medalie pentru învins, iată, pentru Denis Derviș în acest caz, și o cupă pentru învingător, pentru sportivul din Pitești, Sergiu Diaconu.